Vicelia și ploile torențiale au făcut prăpăd în anumite zone din Olt. Vremea extrem de capricioasă a afectat zeci de legumicultori care dețin solarii, înregistrând pagube însemnate. Cele mai afectate zone au fost în nordul județului, acolo unde astăzi s-au deplasat comisii pentru a evalua pagubele. Au fost două localități afectate, e vorba de Comuna Grădinari și la Strejești, în mică măsură. Au fost rafale de vânt foarte puternic, astfel încât avem o situație, 29 de hectare au fost de spațiu acoperit de solarii, au fost afectate, în sensul că chiar și structura metalică a fost doborâtă, apoi și folia, bineînțeles, și culturile afectate. Cu munca distrusă s-a văzut și legumicultorul Mircea Turea din Strejești. O mare parte din spațiile acoperite au fost distruse în proporție de peste 70%. Olteanul avea în solarii tomate care erau aproape de recoltare. Dețin 13 arii unde mi-a afectat. În total acolo am 21 de arii de solarii, dar acolo am 13 arii unde mi-a afectat, adică două solarii. Și mi-a venit vântul pe sub ele, nu știu cum, nu-mi imaginez. A venit pe sub manivelă, a umflat, mi-a rupt toate contrele, deținea manivela și mi le-a aruncat până la o vicină. Majoritatea dintre cei afectați de vijelia și ploile torențiale sunt înscriși în programul Tomata. După evaluarea pagubelor, se va stabili cuantumul despăgubirilor.